Bine ați revenit la Lumea nu este cum crezi. Deși această serie își propune să identifice și să combată concepții greșite, în primul rând în legătură cu știința și tehnica și aplicațiile lor, se pare că materialele despre educație sunt bine primite și, cred, necesare în această perioadă. De aceea, văzând că materialul De ce trebuie să învățăm, dacă nu l-ați văzut, găsiți linkul în descriere, a fost primit cu interes, m-am hotărât să mai public un material legat de educație. Dar îi asigur pe cei care urmăresc materialele din această serie, pentru că sunt interesați de știință și tehnologie, că voi reveni la astfel de subiecte în episoadele care urmează. Sunt absolut convins că vă întristează și chiar că vă supără multe lucruri legate de societatea românească contemporană. Corupția, incultura, lipsa de spirit civic, lipsa de empatie, prostul gust, incompetența, frivolitatea sunt doar câteva dintre ele. Și toate astea sunt legate de educație. Cum putem să îmbunătățim lucrurile? Îmbunătățind educația, sistemul educațional. Dar cum? Promovând o educație bazată pe morală, pe adevăr, pe corectitudine, pe efort și pe competență. O educație care recompensează efortul și progresul, dar care nu tolerează indolența. Pe lângă un anumit volum de cunoștințe, și chiar mai important decât aceste cunoștințe, elevul trebuie să învețe câteva lucruri esențiale în școală, lucruri care pot forma un caracter. Din păcate, expresia om de caracter practic a dispărut și a pierdut înțelesul pentru cei mai mulți. La fel și noțiunea de principii. Un om de caracter are principii, se conduce în viață după reguli pe care încearcă, cel puțin, să nu le încalce. Iar aceste principii se bazează pe o morală. Ei bine, școala trebuie să formeze caractere și principii. Dacă școala formează caractere și principii corecte, societatea este sănătoasă și progresează. Dacă nu, atunci se întâmplă ceea ce vedem cu toții în jurul nostru. Dar școala nu poate să formeze caractere, oricât de bun profesor ar avea, atâta vreme cât o boală gravă a societății contemporane a contaminat și sistemul educațional. Boala se numește populism. Populismul are următoarea definiție de dicționar. Atitudine social-politică, adesea conjuncturală și demagogică, urmărind câștigarea simpatiei populare. Oare cine dorește să câștige simpatia populară? Cred că știți cu toții, dar voi spune totuși politicienii. De ce? Pentru că simpatia populară aduce voturi. Și pentru că politicienii sunt rezultatul aceleiași educații care n-are la bază o morală, mulți dintre ei sunt în stare de orice pentru a câștiga simpatia populară și ca rezultat voturi. Și așa se ajunge la populism. Așa ajungem să întrebăm politicieni, părinți și elevi despre ce, cât și cum trebuie să învețe elevii la școală. Bănuiesc că acum v-am supărat pe mulți, poate chiar i-am șocat pe unii, pentru că politicienii populiști, adică majoritatea, au avut grijă să inducă ideea că, citez, părerea ta contează. Dar, așa cum am arătat și în alte materiale, părerea cuiva contează doar dacă se pricepe. Părerea majorității despre ceva este întotdeauna greșită, deoarece majoritatea nu se pricepe la acel lucru, fie el educație, artă, administrație, finanțe, sport, știință și așa mai departe. Reiau un exemplu pe care l-am dat în materialul Logica strâmbă. Dacă facem un referendum pentru a stabili care piesă muzicală este mai valoroasă, o sinfonie a lui Beethoven sau o nouă melodie pop de succes, un amestec de 7 stiluri cu nimic original, care credeți că va câștiga? Ce credeți că va alege majoritatea? Cred că știți, nu-i nevoie să spun. Și atunci, dacă majoritatea greșește în privința artei,
de ce ar avea o părere corectă în privința educației. Majoritatea părinților și elevilor vor calea cea mai ușoară. De aceea auzim tot timpul cât de încărcată este programa. Conținutul programelor de azi, mai ales în ceea ce privește disciplinele științifice, este cam la jumătate din ceea ce era în perioada comunistă. Este acum lumea mulțumită? Nu. Și vă garantez, nu va fi niciodată. Oricât de puține pretenții va avea școala, majoritatea va fi nemulțumită și se va plânge în continuare de cât de încărcată este programa. Pentru că, așa cum am mai spus, majoritatea vrea calea cea mai ușoară. Numai că drumurile ușoare nu duc nicăieri. Numai drumurile care urcă, care se îngustează uneori, care presupun efort, duc în locuri frumoase pe care le pot vedea doar cei care sunt dispuși să facă efortul necesar. Oricine a învățat psihologia copilului, metodică, pedagogie, știe că învățarea trebuie să presupună efort. Pe de o parte, pentru că ea devine temeinică numai dacă se bazează pe efort, pe de altă parte, pentru că printre multe alte lucruri, elevul trebuie să învețe la școală că dacă vrem rezultate, trebuie să muncim. De ce oare avem o problemă tot mai mare cu depresiile la cei tineri? Oare nu pentru că școala aproape că nu mai pretinde efort de la cei care nu sunt dispuși să-l facă? Oare nu pentru că se poate promova și pe calea minimei rezistențe, iar acum, după absolvire, când viața cere efort, tinerii nu sunt pregătiți pentru asta? Înainte de a merge mai departe, vreau să fac o precizare. Departe de mine intenția de a spune că programele școlare sunt perfecte, am mai spus-o și cu altă ocazie. Sunt multe de făcut aici. De asemenea, în niciun caz nu vreau să generalizeze cineva spusele mele. Când vorbesc despre calea minimei rezistențe, nu spun că toți elevii și toți părinții preferă această cale. Există, bineînțeles, elevi și părinți care înțeleg că învățarea presupune efort și care sunt dispuși să facă acest efort. Există elevi și părinți care înțeleg că cu cât este mai mare efortul pe care îl pretinde școala, cu atât mai pregătiți pentru viață vor fi absolvenții ei. Numai că ei reprezintă o minoritate. Există, sunt sigur că ați auzit-o, o expresie legată de școală, și anume, cine vrea să învețe, învață în orice școală. E în principiu adevărat. Dar cei care vor să învețe, adică sunt conștienți că trebuie să facă eforturi în timpul școlii, reprezintă o minoritate. Și școala nu trebuie să funcționeze doar pentru o minoritate. Școala nu trebuie să fie bună doar pentru cei care vor să învețe. Ea trebuie să-i facă pe toți să învețe, atât cât poate fiecare. Cum poate școala să-i facă să învețe pe cei care nu vor? Aici, din nou, celor mai mulți nu le va plăcea ceea ce voi spune. Nu știu cum stau lucrurile acum, dar cu vreo 20 de ani în urmă, fiind în vizită la o școală din Belgia, am întrebat un profesor care este procentajul de promovabilitate în Belgia. Și am aflat atunci că între 25 și 30% dintre elevi, deci mai bine de un sfert, repetau de-a lungul anilor de studii cel puțin un an. După părerea și experiența mea, este un procentaj normal. Cel puțin un sfert din elevi nu sunt dispuși să facă minimul efort pentru însușirea minimului de cunoștințe necesare pentru promovare. Iar soluția problemei este, cine nu învață, rămâne repetent. Dar noi ne-am obișnuit în comunism și aproape paradoxal avem încă această concepție să credem că rezultatele unei școli sunt cu atât mai bune cu cât are mai puțini corigenți și repetenți și cu cât elevii școlii au note mai mari. Nu mă refer aici la școli în care elevii au fost selectați, mă refer la școli obișnuite, cu elevi obișnuiți.
Rezultatele unei școli trebuie măsurate în progresul elevilor și nu în numărul mediilor de 9 și 10. Cred că toată lumea este de acord că media clasei în jur de 4 arată că ceva nu e în regulă. Dar ceva nu e în regulă nici când media clasei este în jur de 9. Este absurd ca o clasă în care elevii nu au fost selectați într-un mod special să aibă media clasei 9 și peste 9. La fel de absurd ca o medie de 4. Și asta pot confirma toți statisticienii. Cum s-a ajuns la astfel de medii, la note mari date pe cunoștințe puține? Din populism. Presiunea societății prin politicieni și instituții i-au făcut pe dascăli să fie tot mai indulgenți. Să nu vă grăbiți să-i criticați. N-au făcut-o din proprie inițiativă, ci pentru că societatea, instituțiile din educație și majoritatea părinților nu mai apreciază profesorii exigenți, cei care dau notele pe merit, și profesorii care pretind puțin. Așa că dascălii n-au făcut decât să se adapteze cerințelor, să cedeze în fața părerii greșite că elevul trebuie să facă cât mai puțin efort în școală. O altă concepție greșită este aceea că a rămâne repetent este o pedeapsă. Nu! A rămâne repetent este o nouă șansă care ți se oferă pentru a învăța ceea ce n-ai învățat. Dacă cineva trebuie la locul de muncă să termine ceva azi și nu reușește, este o pedeapsă dacă îi spui că mâine trebuie să lucreze mai mult ca să termine și ceea ce n-a făcut azi? Eu cred că nu. Eu cred că e normal. Auzim de multe ori că elevilor trebuie să le placă la școală. Ei bine, pe de o parte, orice vom face nu le va plăcea tuturor, pentru că, din fericire, elevii sunt diferiți. Ceea ce le place unora, nu le place altora. Și imaginați-vă, unora le place să învețe. Ce facem cu ei? Pe de altă parte, elevul trebuie să învețe în anii de școală că în viață nu facem doar ceea ce ne place. Dacă învață asta, nu vor mai face atât de ușor depresii. Deci dacă vrem ca absolvenții liceului să aibă cunoștințele necesare pentru succesul în viață și pentru continuarea studiilor, să aibă cultura generală care să le dea discernământ, să-i orienteze și să-i ancoreze în societate, să aibă caracter și principii frumoase, corecte, constructive, să fie obișnuiți cu munca și efortul atât fizic cât și intelectual, atunci avem nevoie de o școală severă, cu profesori competenți și intransigenți. Avem nevoie de o școală în care cei care nu învață rămân repetenți. De o școală în care elevii se obișnuiesc cu munca și cu efortul. Avem nevoie de o școală în care munca și efortul sunt răsplătite, iar indolența este pedepsită. O școală în care nota 10 să fie o excepție, pentru că nota 10 înseamnă răspuns perfect, iar perfecțiunea, dacă există, e rară în această lume. Este ciudat și absurd, dacă uităm de populism, că mai toată lumea este de acord că notele de 2 și 3 ar trebui să fie excepții, dar nu este de acord că și nota 10 ar trebui să fie o excepție. Numai o astfel de școală ne poate scoate din situația în care suntem, adică pe primele locuri la corupție, incultură, infracțiuni, evaziune fiscală, prost gust, accidente de circulație și multe altele. Auzim tot timpul că elevul trebuie recompensat și lăudat. Da, e important acest lucru. Dar la fel cum critica și pedeapsa, fără să existe și laudă și recompensă, nu ajută la nimic, nici lauda și recompensele fără sfârșit nu ajută la nimic dacă nu există și opusul lor. Lucrurile își fac efectul doar dacă există încontrariile lor. Dar atâta timp cât ministrul învățământului, indiferent cine este el, ia hotărâri în funcție de ceea ce doresc politicienii, elevii și părinții, nu vom avea o astfel de școală. Nu spun că aceștia nu pot fi consultați, dar după ce au fost stabilite niște principii și linii directoare de specialiști și nu pentru a stabili împreună cu ei principii și conținuturi. Să întreb elevii ce, cât și cum vor să învețe, este același lucru ca a întreba pe bolnavii din spitale ce medicamente doresc să ia. Atenție,
Nu mă refer aici, bineînțeles, la disciplinele opționale. Asta e altceva. Dar ce, cât și cum trebuie să învețe elevii într-o școală este o problemă atât de serioasă și de complicată, încât este inimaginabil să crezi că se poate rezolva cu ajutorul amatorilor. Este o problemă pe care trebuie să o rezolve specialiști în educație, dar specialiști necontaminați și necontrolați de populism. În final, vreau să vă dau un exemplu de manifestare relativ recentă a populismului în învățământ. Într-o emisiune televizată, reporterul l-a întrebat pe ministrul învățământului când se va termina cu învățatul pe de rost. Voi trece peste faptul că întrebarea este ea însă și născută din populism. Și ministrul n-a îndrăznit să dea ceea ce sunt convins că știe că e răspunsul corect, și anume, niciodată anumite lucruri trebuie învățate pe de rost. De ce n-a îndrăznit? Pentru că nu dă bine să afirmi că elevul mai trebuie să facă și ceea ce nu-i place. Dar adevărul ăsta este, anumite lucruri trebuie învățate pe de rost, așa devenim eficienți, rapizi, spontani și cu discernământ. Părinții nu sunt deranjați de faptul că fiii și fiicele lor știu pe de rost textul a zeci de melodii, deși de cele mai multe ori valoarea artistică a acestor texte este zero, ba uneori este vorba chiar despre un chici perfect. În schimb, dacă școala pretinde învățarea pe de rost a unor lucruri folositoare, acest lucru deranjează. Concluzia mea este următoarea. Școala nu poate deveni eficientă și nu își poate îndeplini complet rolul decât dacă se vindecă de populism. Și eu cred că se poate vindeca singură, dar trebuie lăsată să facă acest lucru. Dacă sunteți de părere că majoritatea oamenilor se pricep la educație, atunci lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!